Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video vreau să vă prezint o componentă foarte folosită în electronică, care nu ar trebui să lipsească din cutia cu piese a oricărui pasionat de electronică, și anume optocuplorul. Optocuploarele sunt componente ce se folosesc în multe ramuri ale electronice. Prima dată a apărut în optoelectronică. Optoelectronica este o ramură a electronicii care se ocupă de producerea, măsurarea și folosirea radiației electromagnetice din domeniul optic, precum și de conversia acestei radiații în semnal electric. E bine, ce face această componentă? Aceasta este utilizată pentru a transmite semnale electrice cu separare galvanică a circuitelor. Asta înseamnă că transmitem un semnal de la un dispozitiv la altul, menținând dispozitivele izolate electric unul față de celălalt. O condiție care ar fi foarte dificil de realizat fără această componentă. Deci acest optocuplor e ca și un izolator. Pentru a înțelege mai exact rolul acestei componente, imaginați-vă că aveți o lampă electrică comandată de un semiconductor și alimentată direct de la rețea. Dispozitivul de comandă a lămpii este excitat de un semnal audio de la un amplificator. Să spunem că lampa se aprinde în funcție de muzică. E bine, fără un optocuplor pentru izolare galvanică, tensiunea de rețea de 230 V ar ajunge direct la amplificator, astfel încât ar deveni destul de periculos să atingem carcasa amplificatorului. La fel, dacă am conectat ieșirea un port de la un computer, de exemplu, la un circuit extern care este alimentat de la o tensiune continuă sau alternativă, fără un optocuplor, această tensiune ar putea intra în computer și, bineînțeles, îl poate deteriora. De obicei, aceste optocuploare sunt garantate pentru o izolare de la 1000 la 5000 de volți, dar există și altele de diferite dimensiuni și forme pentru care este garantată o izolare de 15-25.000 de volți. În industrie, bineînțeles, sunt optocuploare cu tensiuni foarte mari. Cum funcționează? E bine, avem în componența optocuplorului o diodă emițătoare de lumină sau o diodă laser și aceasta trimite lumină către un receptor. Acest receptor constă de obicei dintr-un fototransistor sau o fotodiodă. Deoarece lumina externă ar perturba și influența aceste optocuploare, componentele sunt amplasate într-o capsulă asemănătoare unui mic circuit integrat, care asigură de asemenea și o protecție mecanică. Optocuploarele pot fi utilizate pentru a transmite atât semnale analogice, cât și semnale digitale. Optocuploarele sunt disponibile atât în design SMD cât și pentru montarea convențională pe plăci cu găuri și se găsesc în diverse modele de carcasă. Optocuploarele cu un singur canal au cel puțin 4 pini de conectare sau paduri de lipit, câte 2 pe partea de intrare și 2 pe partea de ieșire. Optocuploarele cu 2, 3 sau 4 canale au în consecință până la 16 pini. Astfel de optocuploare cu mai multe canale reduc efortul de ansamblare și de asemenea economisesc spațiu pe placa de circuit. Există optocuploare pentru aproape fiecare aplicație. Ele diferă nu numai în ceea ce privește tensiunea de izolație și viteza maximă de comutare, ci și în ceea ce privește capacitatea de transport a curentului pe partea de ieșire și metoda de transmisie, care poate fi lineară sau pur digitală. Pentru un comportament de comutare digital on-off există optocuploare compatibile CMOS și MOSFET care asigură nivelul corespunzător ridicat sau scăzut la ieșire. Sunt disponibile de asemenea optocuploare cu triac încorporat care în principiu sunt similare cu un releu electronic și bineînțeles acestea sunt capabile să comute curenți semnificativ mai mari decât optocuploarele care funcționează cu fototranzistor sau fotodiode. Pentru a înțelege mai ușor, mai simplu, cum funcționează un optocuplor, da? O să vă fac o mică simulare în MicroCAP și anume voi face o mică animație aici. Nu este un circuit real, dar vreau să vă explic exact principiul de funcționare. O să ne imaginăm următorul scenariu. De exemplu, avem un motor care este alimentat
la o tensiune de 24 de volți. Și avem un circuit de comandă care comandă motorul, da? Un driver, de exemplu, care este alimentat la, eu știu, la 3 volți, da? Și deci motorul va primi 24 de volți dintr-o parte și mai vin 3 volți în driver din altă parte, da? Și va trebui să aici să folosim un optocuplor ca să izolăm cele două dispozitive electric, da? O să mergem la un microcab, la animation, și avem aici un motoraj, animate DC motor. Nu voi trece niciun parametru aici pentru că nu are relevanță. Mi-a dat o eroare deoarece nu am trecut niciun parametru, dar asta nu este relevant. Și anume vom face în felul următor. Vom lua o baterie și să spunem că aici avem o tensiune de 24 de volți, da? 24 de volți. Punem și un ground aici. Punem așa. Tragem un fir. Și tragem un fir la motor. De fapt, hai să-l punem printr-o diodă. 1N4001. Și vom pune aici o diodă, da? De obicei așa o să găsim la toate motorașele, o diodă, ăsta îl punem aici. Bun. Acum, circuitul de comandă a unui motor de obicei are un tranzistor care îl comandă. Hai să luăm un tranzistor, ce să luăm, un BD, de exemplu, un BD-135. Da? Luăm un BD-135. Îl punem aici și hai să căutăm și un optocuplor. Opto, luăm aici acest model. Apropo, am uitat să precizez, cam așa sunt notate în scheme optocuploarele. De obicei este simbolul unei fotodiode și un fototranzistor într-o capsulă, da? Într-un chenar. Bun, bun, bun. Facem în felul următor. Baza tranzistorului este legată direct la emitorul din optocuplor, la emitorul fototranzistorului din optocuplor. Iar în bază va trebui, bineînțeles, să punem o rezistență. Să punem, nu știu cât, 10 kΩ. Vedem noi dacă funcționează. Da, trebuie să funcționeze aici. Nu e un circuit real. Tragem un fir acolo, punem și un ground. Ground, unde ești aici? Și emitorul, tranzistorul și ăsta vine legat la ground, mai punem un ground, mai tragem un fir. Iar colectorul, tranzistorul și colectorul din fototranzistor sunt legați împreună și comandă motorul, da? Tragem un fir aici și un fir aici. Bun, toate bune și frumoase acum. Dacă acum simulez circuitul, da, fiți atenți, nu o să se întâmple mare lucru. Mergem la analiză, la Dynamic DC. Și avem off, off, motorul e off, tranzistorul e normal că e off, da? Dar să spunem acum că punem o tensiune la intrare, mai luăm o baterie, luăm o tensiune de 3 V, două baterii de 1,5 V, de exemplu, da? O punem aici, va trebui să punem și o rezistență să limităm aici curentul care vine în fotodiodă, de exemplu 1 kΩ. Și acum tragem un fir aici, un fir aici. Și va trebui să legăm și ground. Nu ăsta.
Asta. Și asta. Tragem un fir aici, un fir aici. Și acum avem 3 volți și vedeți, motorașul se învârte, da? Tranzistorul conduce, deci totul este în ordine, da? Bineînțeles, aici este doar o simulare, nu este o schemă reală. Ceea ce v-am arătat eu cu motorașul ăsta animat e ceva pentru a vă arăta cum funcționează. Dar acum fiți atenți, dacă eu mă duc la aici unde am tensiunea asta de 3V și zic 0V, pac, tranzistorul e blocat, motorașul, bineînțeles, nu se mai învârte. Pun iară un 3V, motorașul se învârte. Apropo, într-un circuit real, probabil va trebui să dimensionați acest tranzistor în funcție de motorul care îl aveți, da? De exemplu, dacă este un tranzistor, este un motor care trage mai mult curent, va trebui probabil un Darlington sau un tranzistor mai de putere. Deci, ceea ce vedeți aici, probabil nu va funcționa dacă o să vă testați voi cu un motoraj care îl aveți pe acasă, da? A fost doar o demonstrație aici. La Wikipedia în limba germană există un GIF care animează la fel principiul de funcționare. Vedeți, aici este o tensiune, un întrerupător, aici este alt consumator și când este alimentat circuitul de aici, se aprinde LED-ul, da? Și vedeți, aici e cealaltă alimentare. Optocuploarele se găsesc în orice magazin de electronice, începând de la câțiva cenți. Tot timpul am în cutia cu piese câteva bucăți din acest model, mai am și alte modele. Tot timpul cumpărați optocuploare dacă aveți nevoie, numai de la din shop-uri unde găsiți și detaliile tehnice, pentru că și astea sunt foarte contrafăcute. Important să găsiți toate detaliile tehnice, da? În mare parte, probabil o să fiți interesați de tensiunea de isolation voltage și vedeți aici sunt toate tensiunile forward voltage, forward current și așa mai departe. CTR-ul e prescurtarea de la Current Transfer Ratio și reprezintă raportul de transfer de curent continuu, adică raportul dintre curentul de intrare și cel de ieșire. Da? Probabil la cele digitale nu o să găsiți acest CTR. Cam atât a fost pentru acest video. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați dislike. Aștept comentariile voastre și ne auzim în următorul video. La revedere!